Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Barna Tanțoș, premiază municipiul Suceava joi pe 5 mai, oferindu-i premiul Best Electric City în România, pentru cel mai prietenos oraș cu mașinile electrice, din punct de vedere al infrastructurii de încărcare. Premiul este acordat în cadrul competiției Best Electric Car in Romania. Pentru că ne dorim ca viitorul pe care îl pregătim pentru copiii noștri să fie unul mai curat, orașele noastre să fie mai puțin poluate, susținem oferirea unui premiu pentru administrațiile locale care se implică și investesc în infrastructura atât de necesară pentru dezvoltarea mobilității electrice în România, a transmis ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor. Pentru ridicarea acestui premiu, primarul municipiului Suceava sau un reprezentant al primăriei a fost invitat la sediul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.